Apocalipsa lui Ioan, capitolul 11. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: Scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului las-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din adânc, va face război cu ei, îi va birui și va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oameni din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam, vor sta trei zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte, și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele trei zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a zecea parte din cetate. Șapte mii de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ. Și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță, și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Cristosului său, și El va împărăți în vecii vecilor! și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, a tot care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare.